ieri a fost un vânt puternic. Am fost aici pe afară, ne-am lucrat lucru, n-am putut să respirăm de praful degajat de sterilul de pe iaz. Nu știu ce se întâmplă, de ce nu e ecologizat, de ce ne periclitează sănătatea. De cât timp e această problemă? De mult timp. De cât suntem aici? Și am auzit că în altă parte totuși s-a rezolvat problema și nu știu de ce în partea asta, aproape de Baia Mare, de Baia Sprie, de unde aparținem, nu s-a rezolvat problema. Nu știu din ce cauză. Oamenii așteaptă de mult, nu? Dar cum să nu aștepte? Vă dați seama? Vă dați seama că am avut oameni aici la schimbat în Bereșu și zice, dar ce se întâmplă? Că la noi din partea Șurdeștiului. Acolo s-a rezolvat problema și eu, așa acolo sunt iazuri. Și s-a rezolvat problema și aici aproape, nu știu de ce. Mă rog, dacă se poate, la orice organ abilitat să se rezolve problema. Da, aici autoritățile locale au făcut demersuri, că am înțeles că s-au făcut ceva demers. S-au făcut ceva demers în mandatele trecute, dar nu știm rezultatul, nu vedem rezultatul final. Nu e rezolvat. Și cum, afectează și copiii? Sunt aici copii. Da, vă dați seama, copii cu biciclete, nu mai ales acum că s-a făcut pista. Tot timpul sunt copii cu biciclete, triciclete, părinți. Vă dați seama. Secundă. Ce se întâmplă când suflă vântul aici, în partea asta dumneavoastră, de sat? Praful ce de acolo, de pe ea, se-l aduce aici. E nor, ceață de asta. Ăla a fost, poate știți, a fost acoperit. Copertat cu pământ. Cu ce idei, cu nu știu cine, a venit și l-a decopertat. Ca să prelucreze sterilul. S-a terminat tătia, s-a oprit lucrările, a rămas descopertat. Și în halul care e ăla. Dar îi e un pericol foarte greu. Pe pom să vedeți. Că se pune pe pom praful ăla, că e accidulat. Și asta. Se pune pe pom și când plouă, numai să întoarce frunza pe ăla. Nu știi că pentru ce și asta se uscă. E o problemă foarte groaznică. Și de câți ani de zile e problema asta? Păi problema asta de când e descopertat. Cred că, vreo 10 ani. Sper, nu pot să vă... Am înțeles. Și ce fac autoritățile? S-au făcut ceva măsuri? Că oamenii sunt foarte nemulțumiți. Au făcut autoritățile noastre? Păi, au făcut ăla, dar puțin îi ascultă, cât am înțeles eu. Și ce asta? Acum, nu știu, am văzut un articol într-un ziar că se va lua măsuri să se astupe, de să se coperteze înapoi, dar când, nu știu. Și acum când suflă foarte tare vântul și a zis că vine praful aici, îl simțiți în gură? Unii ziceau că intră în casă. Pe sigur că îl simțești. În gură nu, ți dar ceva, că vine un nor foarte... Dacă ați prinde o ocazie așa de un vânt, acum bate vântul. Dar marea majoritate ce se întâmplă acolo și în cazurile e pe partea tăuțului de sus. Că, deci, e un curent de aer care din jos încolo. Și mult îl duce în linia aia. Dar îl învârte și îl aduce valul. E o problemă, deci nu e chiar de glumit. Eu vă zic o treabă, nu știu ăla. Ce se reclam sau ce. Eu am mai vorbit și cu Anoș, dar și cu vicile și cu ăsta. Ei încearcă. Ei încearcă să facă, dar știți cum e în ziua de astăzi. Am face multe, dar nu avem bani, nu putem, nu avem cutare și deci lucrurile rămân și se întâmplă ce se întâmplă. Vă rog, ce probleme aveți din cauza haldei de steril? Halda de steril nu e copertată, deci un deșert, deșertică. Când suflă vântul, îl simțești în gură. Deci asta este problema. De cât poluează. Ieri, de exemplu, a fost extraordinar. S-a văzut de la 10 km. Cred că s-a văzut de la Stejarul, fumul, pe acolo. Mai ales din Baia, o să fac de jos vântul, s-a dus la Baia Sprie. Asta este de problema. Dar de copertează. De sus, nu știu ce trebuie. De câți ani e problema asta? La noi?
Nu erai născut de dumneata. De mult. Deci alta e Grigui din 62. Și vă afectează și culturile dumneavoastră? Sau cum vă afectează așa viața de zi cu zi? Acolo, pe Teu, și partea aia afectează, sigur. Sunt semne de fel. Și pirită, nu este pirită, deci... Și s-au făcut ceva, nu știu, dumneavoastră ca și populație, ați făcut reclamații sau se fac ce... Da, s-au făcut și s-au copertat, dar nu tot. S-au dus pământ cu mașinile și au făcut vegetații, sus e pădure, dar nu pe tot. Sigur, acolo sunt lupții și vulpele și s-au făcut vizinii acolo. S-au făcut o pădure acolo. Dar după aia s-au mai băgat pe deasupra iară, s-au uscat, seceta asta, eu îmi praf acolo, eu. Ieri, ce vânt o suflat să fi văzut, cam asta e problema. Sigur că afectat, mai ales zona dincolo, ce ai luat de sat. Că astea că e mal și Săuță, și Baia Spre, până Baia Spre mare. Asta e situația. Spuneți-ne, vă rog, ce probleme sunt în momentul de față cu iazul de cantare? Am primit mai multe sesizări de la proprietarii care locuiesc la familiere și ne-au sesizat că există niște nori de praf cu particule care se depun pe proprietăți și le afectează sănătatea. De cât timp sunt aceste probleme? Este prima dată de când primesc această sesizare, de când sunt eu la comanda instituției. Am demarat niște demersuri, în primul rând să avem o discuție cu cei care se ocupă de exploatarea acestui iaz, respectiv cei de la Romaltin, împreună cu Primăria Baia Mare, și voi emite și un ordin de prefect și se va deplasa o comisie care va constata ce s-a făcut, ce se poate face ca să oprim aceste poluări mai departe. Cam cât timp va lua până va dura până va fi soluționată această problemă? Oamenii ăștia pe deja de ani de zile o soluție. Eu să știți că voi face demersuri cât de repede să cel puțin să oprim acest praf, să se mai ridice și după care să vedem ce se poate face ca să se înceapă exploatarea lui, să se rezolve această problemă. Care e situația juridică acolo? Cine trebuie să intervină? Păi sunt cei de la Romaltin care ei trebuie să o exploateze, doar că am înțeles că există o divergență între municipalitate și ei vis-a-vis de acel PUZ care nu s-a votat. Mai exact, o să aflăm și o să avem toate detaliile după ce o să avem discuția cu colegii de la primărie și de la Romaltin.